Cum a fost în Germania? Cum să fie frumos, o experiență unică. Na, sunt Germania bună la urmă, organizează Euro 2024 și au o bază extraordinar de frumoasă și de mare, bineînțeles. Povestește-ne puțin despre întâlnirea cu Hansi Flick. L-ai salutat din partea mea? N-am apucat, m-a luat prin surprindere. A venit la 9 dimineața, avea întâlnire cu toți antrenorii și apoi cu presa. E la fel de sobru și în viața reală, cum apare la televizor? Nu, era simpatic, era zâmbăreț. Zâmbește Hansi Flick? Da. Rar se întâmplă. L-am rugat să facem o poză împreună și a fost foarte amabil, chiar m-a surprins plăcut. Cum a fost în rest, în Germania, vizita? Bună. Vizita de muncă? Da, bineînțeles. A fost un schimb de experiență benefic. Da. Noi vrem și noi să vedem ce putem implementa de la ei, pentru că sunt la un alt nivel. Dar după această vizită, la nivel de organizare, stăm destul de bine. A, nu avem atât de multe de învățat? Avem de învățat, bineînțeles. Doar naționala Germaniei, naționala Germaniei. Chiar dacă a dezamăgit la mondiale. Chiar dacă a dezamăgit la mondiale, chiar Oliver Bierhoff a plătit pentru această deziluzia naționale germane. Avea un future project care nu i-a ieșit din nefericire pentru ei și acum caută soluții pentru a reveni din nou în topul mondial, mai ales că se apropie Euro și vor să facă o figură frumoasă. Abia te-ai întors din Germania de la Frankfurt și eu te-am adus aici, Ștefan cel Mare. cam mare diferența. Cam mare diferența, să sperăm că în curând va apărea și primul buldozer și se va construi o nouă arenă, pentru că suporterii lui Dinamo a demonstrat că merită o nouă arenă. Am mai discutat, te urci pe buldozer, dar unde-i buldozerul? Îl aștept să vină, s-a făcut aici un studiu de fizibilitate, acum na, se urmează pașii legali care sunt și așteptăm cu nerăbdare să vină acel buldozer, mă urc în el, cu cel care îl conduce. Ești printre puținii dinamoviști cu mult optimism încă. Da, nu te-ai plictisit de promisiuni? Nu, mai ales că la nivelul clubului CS Dinamo, la nivelul ministerului, s-au semnat actele cu CNI-ul și e doar o chestiune de timp. Și de la CS Dinamo joacă în continuare, nu Liga 3, așa am înțeles, da, pe terenul din spatele tău. Până când? Bună, va veni buldozer. Să sperăm cât mai curând. Crezi că vine până în vară buldozerul? Asta, nu știu, nu, dar cu siguranță anul acesta.